Bună ziua! Mulțumim frumos că ați luat curs invitații noastre de a participa la conferința de presă de astăzi. Alături de mine se află domnul primar al municipiului Roman, domnul Lucian Micu, și domnul director ANCPI Neamț, domnul Simeon Stăncel. În ordinea în care dumnealor vor să prezinte ordinea de zi a conferinței de presă de astăzi, o să le dau cuvântul, cred că domnul Stăncel, pentru că e investiție asumată de ANCPI. Vă rog o scurtă prezentare despre obiectiv, despre... Vă mulțumesc, domnule prefect. Cu alte cuvinte, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță punerea în funcțiune a obiectivului cu denumirea de sediu administrativ al Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Roman. Mulțumim de participarea dumneavoastră și mulțumim domnului prefect, domnului primar. Domnule comisar, scuze că am omis, alături de noi este și domnul comisar Lacirea de la Protecția Consumatorului. Vă mulțumim de participare. Lângă mine se află și colega mea Agnes Reichert, șefa acestui birou de cadastru și publicitate imobiliară, care va duce greu activității de la acest birou. Demersurile pentru construirea sediului au început din anul 2005, când am preluat activitatea de carte funciară de la Ministerul Justiției. Dar primul pas l-am realizat în 2015, când prin hotărârea Consiliului Local Roman ni s-a transmis în administrare suprafața de 497 de metri pătrați cu destinația de teren pentru construirea sediului de carte funciară. Trebuie să mulțumesc cu această ocazie domnului deputat Laurențiu Leoreanu, care la vremea aceea era primarul municipiului, dar și inițiatorul hotărârii de Consiliul Local prin care ni s-a transmis terenul despre care vorbeam. S-a continuat cu studiul de fezabilitate, proiectarea și construirea efectivă a obiectivului, care a demarat în toamna anului 2017, și iată că luni, 16 decembrie, am reușit să îl dăm deja în folosință. Noi funcționăm deja în acest sediu, încă înainte de procesul verbal de constatarea finalizării lucrărilor. Câteva date tehnice ale clădirii. Suprafața construită la sol 214 metri pătrați, suprafața utilă desfășurată 475,82 metri pătrați, clădirea fiind structurată pe trei nivele, după cum ați observat, parterul care cuprinde în special zona de relații cu publicul, ar fi arhiva curentă și spațiul destinat studiului documentelor de către public. Demisolul cuprinde arhiva de bază a biroului, la care se adaugă diverse spații tehnice destinate centralei termice și IT-ului. Aici, la etajul 1, este activitatea curentă a salariaților noștri, registratori și asistenți registratori, precum și această sală de consiliu, care se dovedește a fi deosebit de utilă și pentru întâlnirile noastre, în care mai facem popularizarea diverselor proceduri tehnice de înscriere în cartea funciară. Vreau să precizez că funcționalitatea construcției este adaptată fluxului specific al activității noastre și a relațiilor cu publicul, condițiile de funcționare fiind incomparabil superioare cu spațiile închiriate în care am funcționat până în prezent. Mai precizez că BCPI Roman deservește un număr de 29 de unități administrativ-teritoriale față de 26 arondate la BCPI Piatra Neamț. Populația deservită de acest birou este o treime din populația județului, iar problemele cetățenilor din zonă sunt soluționate acum într-un spațiu adecvat, sperăm primitor, fără a fi necesară deplasarea lor la orașul reședință de județ. În final, trebuie să abordez și capitolul mulțumiri, sper să nu pară prea dezvoltat.
Întâi de toate, mulțumim colegilor care au colaborat și ne-au sprijinit în derularea lucrărilor, începând cu inițiativa de promovare a proiectului, cu aprobarea conducerii centrale a Consiliului de Administrație și a direcțiilor specialitate din Agenția Națională de Cadastru, care au finanțat și construirea acestui sediu. Mulțumim totodată proiectantului, constructorului, operatorilor de utilități, persoanelor autorizate, notarilor și tuturor celor care au contribuit la punerea în funcțiune acestui sediu administrativ. În mod special vreau să subliniez sprijinul substanțial oferit de Primăria și Consiliul Local Roman, dar și colaborarea impecabilă pe care am avut-o cu compartimentul de urbanism din cadrul primăriei. Domnule primar, dumneavoastră vă mulțumesc pentru sprijinul necondiționat oferit pe parcursul derulării lucrărilor, dar și acum, cu ocazia transferului arhivei de la spațiu vechi la acest spațiu. Arhiva, după cum știți, este deosebit de consistentă și a necesitat un volum de muncă destul de mare. Domnului prefect, îi mulțumim nu numai pentru inițiativa și participarea la această conferință de presă, dar și pentru interesul manifestat în buna funcționare a activității de cadastru și publicitate imobiliară și furnizarea către cetățeni a unor servicii de calitate la standarde ridicate, compatibile cu cele europene. Mulțumim, domnule prefect. Desigur că nu putem omite să vă adresăm și dumneavoastră mulțumiri pentru participare și recunoștința noastră pentru popularizarea activității Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule director! Cu scuzele de rigoare de la început că am omis prezentarea domnului comisar de la Protecția Consumatorului Vlaciura, o să rog să adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, domnule prefect, domnule primar, domnule director! În primul rând vreau să vă mulțumesc și o să vă explic și de ce vreau să vă mulțumesc. Știți că în zona sunt aproximativ zona română metropolitană peste 150.000 de cetățeni, în același timp peste 150.000 de consumatori. Acest obiectiv aduce plus valoare, în primul rând, zonei, are efecte economice atât pe orizontală cât și pe verticală, dar cred că, în primul rând, aduce servicii de înaltă calitate celor peste 150.000 de consumatori. În al doilea rând, vreau să vă felicit atât pe domnul primar și pe domnul director, pe domnul primar pentru implicare, pentru că știu că s-a zbătut și s-a implicat, pe domnul director, care de altfel, pe care de altfel îl cunosc foarte bine, fiind coleg cu mine în colegiul prefectural, în trecut fiind colegi în, la prefectură, la comisia de fond funciar. Pentru că știu cât este determinat și cât s-a luptat să obțină finanțarea, cât și eforturile pe care le-a depus pentru a aduce la bun sfârșit acest proiect. În final, vreau să vă urez succes și Doamne ajută! Mulțumim! O să aloc și eu 2 minute pentru a adresa câteva gânduri, după care la urmă, cum ieșa de bine gazdei noastre, domnului primar Lucian Mico, să-l rog să închidă el conferința de presă și să vă spună gândurile domniei sale. Domnule director, e o investiție importantă și mulțumim pentru atenția pe care ați avut-o în ultimii ani. Știu că și în primul mandat de prefect discutam la momentul respectiv de obiectivul BCPI Roman. Mă bucur că între timp ați reușit și ați făcut demersurile legale și ați soluționat și problema banilor a investiției pentru deschiderea acestui birou de cadastru și publicitate imobiliară la Roman. Așa cum ați anunțat și dumneavoastră, biroul de cadastru și publicitate imobiliară Roman deservește 29 de UAT-uri, adică de localități, ceea ce presupune Roman și tot ce e lângă Roman, Roman metropolitan, asigurând 33% din volumul de muncă și de activitate raportat la persoane, locuitori și UAT-uri din cadrul județului. Deci, descărcați la Roman una dintre principalele componente ale activității dumneavoastră.
era nevoie de un sediu modern, de un sediu și o instituție în care cetățenii, fie că vorbim de oameni simpli, fie că vorbim de notari, de cadastriști, de instanțe de judecată sau de avocați care permanent au solicitări și lucrează în strânsă legătură cu cartea funciară, aveau nevoie de o instituție modernă. Sigur, pe mare parte dintre lucrătorii dumneavoastră și pe doamna director de la Roman ne cunoaștem de mult și serviciile au fost întotdeauna profesionale și de calitate, dar și sediul indică că actul managerial al dumneavoastră crește. E o investiție importantă la care am ținut să participăm împreună, pentru că e o zonă de deschidere pentru romașcani și, așa cum a anunțat domnul director la început, un pas important și un ajutor serios în realizarea acestei investiții l-a avut Primăria Municipiului Roman. Pe de o parte, domnul primar Lucian Micu, care a ținut aproape și a dat întotdeauna sprijin și ajutor celor de la ANCPI, constructorilor și celor care au operat în zonă pentru a realiza această investiție, și se poate mândri și domnul primar astăzi că în Roman este o instituție modernă care înseamnă Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru că, în primul rând, această instituție deservește interesele și problemele curente ale romașcanilor. Și pentru asta felicitări, domnule primar, și o reușită care trebuia menționată. Sigur, trebuie aduse mulțumiri și cuvinte frumoase și domnului deputat, fost primar al municipiului Roman, Laurențiu Leoreanu, care a făcut toate demersurile necesare și legale pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. Domnule primar, felicitări și vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc frumos! Bună ziua, vă spun și eu. Vă mulțumesc pentru invitație. Da, e un eveniment deosebit în viața municipiului Roman. Domnul director Stăncel știe că în trecut a mai făcut așa presiuni, dacă pot să le numesc astfel, pentru a-l determina să insiste pentru obținerea finanțării pentru realizarea acestui obiectiv. Nu face parte din altă strategie decât cea prin care ne dorim să aducem cât mai multe servicii în zona Romanului pentru cetățenii municipiului Roman și cei din Roman Metropolitan, cele 28 de comune arondate. Și de aceea acest gest de normalitate, dacă vreți, realizarea unei clădiri noi și a unei instituții publice la nivelul municipiului Roman, trebuie să devină o normalitate și să încercăm să aducem și celelalte servicii publice de la nivelul municipiului, pe atunează de la nivelul județului către cetățeni. Nu vă ascund faptul că am purtat discuții cu domnul prefect George Lazar vis-a-vis de posibilitatea aducerii de noi servicii în zona Romanului și vom analiza împreună pe parcursul anului 2020 ce putem face și în funcție și de spațiile necesare să încercăm să identificăm aceste locații pentru aducerea de noi servicii în zona municipiului Roman pentru a deservi, așa cum corect s-a spus, municipiul Roman și celelalte 28 de comune. Romanul, până la urmă, deservește prin toate unitățile de învățământ, prin Spitalul Municipal de Urgență Roman și prin celelalte instituții deconcentrate la nivelul județului Neamț. O are foarte mare, o populație numeroasă a județului Neamț și este absolut normal ca aceste lucruri să se întâmple și aici. Vreau și eu să mulțumesc conducerii Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară de la Roman, dar și conducerii de la nivelul județului Neamț, domnului director Stăncel, pentru că de fiecare dată când am avut nevoie de sprijin și de identificarea unor soluții în problemele pe care le-a avut administrația publică locală, întotdeauna am găsit un ajutor atât în persoana doamnei Agnes, cât și în persoana domnului Stăncel și acesta, iarăși, din punctul meu de vedere, nu constituie altceva decât un gest de normalitate, două instituții publice care trebuie să colaboreze și care trebuie să se ajute reciproc. Și de asemenea spun că, deși a venit așa solicitarea într-un termen destul de scurt, am reușit să ne mobilizăm și, la fel cum de fiecare dată și dumnealor
ne-a oferit sprijinul și noi am dorit să oferim sprijinul în relocarea acestei arhive și împreună am reușit să transferăm tot ceea ce era necesar în acest sediu nou. Să vă fie de bine, în Casa Nouă, vă dorim multă sănătate, mult succes în deservirea interesului tuturor cetățenilor și, bineînțeles, să reușim împreună să facem cât mai multe lucruri frumoase, astfel încât și această zonă a Romanului să încercăm să o modernizăm. După investițiile în infrastructură ale primăriei în această zonă, vom continua cu aceste investiții în infrastructură, astfel încât întreaga zonă să crească și din punct de vedere urbanistic. Mulțumim! Ce înseamnă o arhivă consistentă? Domnul Stăncel, vă poate răspunde. Doamna Agnes, cred că cel mai bine. Aproximativ 40% din spațiile din acest sediu sunt destinate arhivei. Ca să vă spunem o cantitate în metri lineari, în metri cubi, nu avem date certe. În schimb, cea mai mare suprafață este destinată arhivei. Noi nu apreciem foarte mult modalitatea de a construi documente și a le păstra și în format digital. Legea ne obligă la acest fapt, deci documentele care le întocmim, le eliberăm cetățenilor, avem obligația să le arhivăm și noi în format digital. Ori, din moment ce am arhivat deja în informatic, copie digitală, avem și copie de rezervă, cred eu că e posibil ca viitoarea lege care reglementează aceste lucruri să fie modificată în sensul de a nu mai păstra în arhiva instituției publice documentul în format analogic. Toate documentele noastre se scanează și se arhivează electronic. Mulțumesc! Pentru a se adresa la dumneavoastră cetățenii cu diferite probleme numai la ghișeu, pot să vină sau există și un sistem electronic de a depune o cerere sau a solicita o informație? Există un portal unde se pot face solicitări de genul ăsta? Există adresa de mail a instituției noastre în care noi deja răspundem la fel și fel de solicitări ale cetățenilor care ni le adresează pe sistem informatic și pot veni și aici, pot veni și la Piatra Neamț. Acum vreau să spun că de o vreme încoace contactul nostru efectiv cu populația s-a diminuat, deoarece dânsii vin la noi prin notar, prin eventuale avocați și persoane fizică autorizate să întocmească lucrări de cadastru. Deci atunci când au probleme deosebite îi primim și audiențele pe care le ținem și aici la Roman și la Piatra Neamț la mine s-au diminuat față de anii precedenți. Care este relația oficiului cu cadastriștii? Cadastriștii persoane fizice? Persoanele autorizate nu sunt angajații noștri, deci sunt autorizați de către sistemul nostru de cadastru și publicitate imobiliară pe diferite categorii, în funcție de studii, în funcție de vechime. Toate lucrările întocmite de către persoanele autorizate în domeniu sunt verificate de noi și recepționate, cu posibilitatea de admitere sau respingere. Avem posibilitatea să administrăm diverse sancțiuni, începând de la mustrare, amendă sau chiar suspendarea pe o anumită perioadă a exercitării dreptului de întocmire a documentațiilor cadastrale. Nu avem o relație rea cu ei. Eu cunosc foarte bine activitatea din țară, din Moldova și, spre deosebire de alte județe, avem o relație bună cu persoanele autorizate de aici, de la noi, din județ. Bun, altă întrebare. În legătură cu programul național de cadastru gratuit, ce se întâmplă în Neamț? Programul național de cadastru și carte funciară, construit inițial pentru perioada 2015-2023, se află în curs de derulare. Spre exemplu, aici, în zona Roman, avem lucrări
pe sectoare cadastrale și la nivel de teritoriu administrativ în circa 21 de OAT-uri. O suprafață destul de mare care este deja contractată, dar și în curs de contractare. Am avut câte două finanțări anual. Noi punem la dispoziție fondurile prin realizarea unui contract de finanțare între instituția noastră și fiecare primărie. La rândul lor, primăria face achiziția de servicii de cadastru pentru întocmirea documentațiilor. Probabil că dumneavoastră știți că au mai fost unele sincope în realizarea acestui program. Este adevărat. Chiar în zona Roman, spre exemplu, comuna Săbăoani este contractată printr-o licitație organizată la București pentru întocmirea cadastrului gratuit pe întreaga suprafață. Termenul de finalizare a acestei lucrări este depășit cu mai mult de un an de zile și nici acum nu este finalizat. Avem o relație nu prea bună cu firma care a câștigat licitația, care este o societate din București, de asta dezavantajul unor societăți străine de județ are repercursiuni și în bunul mers al lucrurilor. Preferăm societăți și persoane autorizate de aici, de la noi, din județ, care să execute lucrările de cadastru. Oferta de lucrări este foarte mare. Este foarte mare oferta de lucrări. Au fost anumite voci care spuneau că prețurile sunt prea mici, cele care le oferă Agenția Națională de Cadastru. Vreau să vă spun și dumneavoastră, prețul care s-a stabilit de către Agenția Națională de Cadastru și s-a înscris în legea 7 este rezultatul mediei unor licitații anterioare. Deci de aici pleacă prețul invocat ca mic de către o parte din executanți. Totuși, cred că e bine să știți că acum de vreo săptămână președintele țării a promulgat o lege prin legea, o modificare la legea 7, legea cadastrului și publicității imobiliare, prin care s-a majorat acest preț cu 40%. Sperăm ca la finanțările următoare să avem mai mulți executanți de lucrări. Domnule director, de ce se numește? De cadastru e clar, înțelegem cu toți, dar publicitatea imobiliară? Publicitatea imobiliară este un așa zis sinonim al cărții funciare. Prin înscrierea actelor și faptelor juridice în cartea funciară, se asigură o opozabilitate față de terți. Deci este o denumire specifică, publicitate imobiliară, dar de fapt este carte funciară. Da, nu sunteți agenții imobiliare. Nu, nu. Câte persoane vor lucra în biroul ăsta? Deocamdată suntem circa 15 persoane, cred că o să ajungem în jur de 20. Sperăm că o să ajungem în jur de 20, având în vedere că va crește activitatea de cadastru sistematic pe Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. În cazul în care nu există un volum mai mare de lucru, nu o să solicităm majorarea personalului, pentru că știm și noi, se impune să facem economii la bugetul statului și este foarte normal acest lucru. Nu avem o schemă foarte încărcată. Poate unii dintre dumneavoastră care ați mai fost pe aici ați văzut că suntem tot timpul în priză, suntem prinși în activități, suntem la limită. Ne este greu când unul dintre colegi pleacă în concediu, îi acoperim cu greu lucru pe care trebuie să-l facă. Deci nu suntem cu schemă încărcată și nici nu solicităm suplimentare numai și numai în cazul în care vor fi lucrări cu volum foarte mare de lucru. Profit de faptul că sunteți aici, domnul Pec, și domnul primar a atins subiectul că ați mai discutat în legătură cu anumite facilități pentru romașcani, servicii care să fie aduse aici. Dacă puteți să le spuneți câteva exemple din ce s-ar mai putea aduce de la județ aici ca să se deplaseze romașcanii, mă gândesc la permise, la
am mai fost niște discuții. Dar trebuie să ne punctați. Păi, exact pe zona asta, cred că s-a referit și domnul primar, și în zona asta am și avut discuții. Încercăm, e nevoie și de aprobare și bugetare de la Ministerul Afacerilor Interne, dar încercăm să aducem pe această zonă celor două componente deconcentrate care sunt în subordinea directă a prefecturii, pașapoartele, care de altfel au o zi de lucru la Roman, dar poate instituționalizăm nu doar cu caracter temporar, ci caracter permanent să dezvoltăm acest compartiment de servicii pe Roman și compartimentul de eliberări permise în matriculări auto. E o insistență pe care domnul primar o are, este legitimă, este corectă și vine fix în interesul cetățenilor și a romașcanilor. Un birou de protecție a consumatorilor unde se poate adresa cetățenii direct, să găsească pe cineva? Întrebați-l pe domnul comisar aici. Avem o foarte bună colaborare cu primăria Roman, în sensul în care primim petițiile din cadrul biroului unic. La biroul unic, De altfel, nu vă spun faptul că am avut și niște discuții cu domnul primar vis-a-vis de deschiderea unui centru de informare la Roman. Sper să găsim o soluție potrivită și poate la anul, dacă lucrurile decurg pozitiv, să-l și facem. Vă mulțumesc. Mai era un aspect, să vă spun cum începe domnul primar. Da, eu m-am îndezderat de data aceasta pentru oamenii de afaceri din zona Romanului, un punct vamal la Roman, practic. Încercăm din nou să facem demersuri în acest sens. Noi pe partea administrativă de identificare a unei soluții locative și, bineînțeles, ulterior pe partea administrativă, pe partea de fapt a deconcentratelor, să încercăm să determinăm această înființare de punct vamal la Roman. Acestea au fost punctele discutate și sperăm încetul cu încetul să le așezăm de așa natură încât aceste servicii se întâmple și la Roman. E rolul de sediu la acela de la... De la liceu 1, da. Rămâne tot acela. Da, acolo încercăm din nou să facem demersuri pentru schimbarea destinației acelor clădiri în clădiri administrative pentru a putea aduce bani. Mare păcat ar fi să nu încercăm și domnul primar întotdeauna a fost foarte atent la și la dezvoltare, dar și în nevoile care decurg din dezvoltare, pentru că Romanul e un oraș înfloritor astăzi, cu o administrație bună și eficientă, cu o administrație care a dezvoltat Romanul și, cum bine vedem cu toții că și eu sunt romașcan, lucrurile sunt în mișcare, sunt în derulare, lucrurile se întâmplă în Roman, firme mari își deschid puncte de lucru strategice în Roman, firme mari caută să angajeze în Roman forță de muncă calificată sau necalificată după caz. Romanul, cred că domnul primar ne poate spune mai bine, asigură undeva la 50-60% din PIB-ul județului, cred că pe aici pe undeva. Undeva peste 50% Roman și zona și undeva 65% din exporturi. Romanul e un oraș cu potențial în plină dezvoltare. Odată cu dezvoltarea trebuie și în interesul cetățenilor să vii cu serviciile deconcentrate care să le aduci de la Piatra, măcar ca puncte în municipiul Roman. Pentru că Romanul și tot ceea ce înseamnă cele 28 de comune, care înseamnă Roman Metropolitan, e o zonă deosebit de mare și cu aproximativ 150.000 de cetățeni, pentru care trebuie să-i deservești, nu să-i trimiți de fiecare dată să facă naveta la Piatra pentru a-și rezolva punctual un permis, un pașaport sau alte lucruri care ar trebui să le aducem aici, acasă, lângă cetățean. Vă faceți echipa la prefectură? O să mai fie schimbări la deconcertate? Mă gândesc o sugestie de subprefect? Aveți? Nu. Nu depinde de noi. Nu, echipa eu care pot să mi-o fac la prefectură este cancelarea prefectului. Restul sunt funcționari publici, în legătură cu funcția de subprefect. Deocamdată nu au fost niciun fel de discuții la care o să fi participat, să pot da detalii. În rest, dacă miniștrii de resort din Guvernul României sau primul ministru vor decide cu privire la deconcentratele aflate în județ schimbări sau vor opera modificări de organigramă sau reorganizări instituționale, atunci le vom anunța și dumneavoastră presei. Cum aveți de gând, acum v-ați obișnuit și locuiți în Roman, problemele importante ale Romanului să le gestionați, să veniți în sprijinul romașcanilor,
Păi problemele importante, eu știu că le gestionează bine domnul primar. Trecerea la nivelul calea ferată, aș putea interveni la Ministerul de Resort să finanțeze o gândesc la criza apei, cum o vedeți noastră gestionată din punct de vedere al prefecturii? Legătură cu criza apei și o să lăs pe domnul primar să vă răspundă mai în detaliu, pentru că eu zic că lucrurile sunt gestionate corect și bine și cu responsabilitate de domnul primar în Roman, dar în legătură cu criza apei e un subiect important care ține agenda publică, cel puțin în Roman, de ceva timp și o spun clar, cu subiect și predicat și răspicat, nu e o responsabilitate directă nici legală, nici din alt punct de vedere, nici administrativă a primăriei municipiului Roman, e o responsabilitate directă pe care trebuie să și-o asume Consiliul Județean și operatorul regional, operatorul județean de apă, APA Serv se numește. Dacă APA Serv de ani de zile nu vrea să investească în sistemul de apă și canal din Roman, dacă APA Serv și Consiliul Județean, care acționarul majoritar, nu vor să facă investiții care să ducă pe zona Pildești, în respectiv comuna Cordun, la o soluție care probabil necesită și bani, la o soluție tehnică optimă ca stația de captare să rezervoarele de acolo să poată fi tehnic vorbind tot timpul pline sau să asigure apă curentă populației în regim de 24 de ore cu o presiune normală. Asta nu înseamnă că vinovați trebuie căutați în altă parte. Știu și eu că trăiesc în Roman, mulți prieteni, colegi, rude, îmi spun, domnule, primăria nu se implică. Păi primăria se implică, dar ce să facă primăria dacă nu are autoritate juridică în Pildești? Că Pildești nu ia Romanului. 1, 2, compania nu ia primăriei, compania de apă și canal ia Consiliul Județean. Dacă Consiliul Județean îl interesează mai mult ce se întâmplă la Târgu Neamț și lasă o zonă ca Romanul cu 50 ceva de mii de locuitori, așa în izbeliște și mergem pe un câmp să facem două poze și titrăm mare în presă că am rezolvat problema apei. Aici se vedea implicarea președintelui Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene și a lui Vlad Angheluță, directorul APA Serv. Asta cu pozele pe mine mă lasă rece. Mai mult fapte decât poze. Au promis că se rezolvă problema apei, că au efectuat lucrări tehnice de a descongestiona problema, au fost vorbe și au rămas la stadiu de vorbe. Promisiuni care nu s-au materializat. În preajma sărbătorilor este penibil pentru romașcani. Este și o măsură care trebuie luată din timp, dar este o situație foarte proastă ca în perioada sărbătorilor să nu ai apă curentă și să îți ia apa în mijlocul zilei sau noaptea în Bulevardul Central sau în multe zone din Roman, mai ales Anton Pan, de o zonă de pensionare, oamenii ăia stau acasă. Sunt oameni de afaceri care au... Sunt oameni care au business în Roman și nu au apă. Sunt oameni cum e instituția în care ne aflăm. Sunt 15 angajați care au nevoie de apă curentă, merg la toaletă, pe românește. Dar asta e o problemă pentru care facem eforturi. Știu și știu sigur că domnul primar a făcut eforturi și diligențe în acest sens. Dar e o problemă, repet, care nu e în curtea noastră, e în curtea Consiliului Județean și a lui APA Serv. Dar puteți să convocați un CJS? Da, o să fac treaba asta. Cu subiect și predicat o să facem treaba asta, o să fim în Comitet Județean de Situații de Urgență la Roman, o să mă sfătui cu domnul primar pentru a găsi cele mai bune soluții, dar și cu specialiști de APA Serv, ISU și alte instituții deconcentrate care au competență în CJSU și care au competență în a identifica soluții. Soluția probabil că și costă investiții, dar plătim. Și da, nu plătim o apă ieftină în Roman sau în județul Neamț. Soluțiile le știau din ianuarie, dar nimeni n-a făcut nimic. Păi probabil cuiva de pe la APA Serv de acolo care acum nu face politică, dar a făcut înainte. Probabil că nu-i pasă de Roman, probabil că nu-i convine că la Roman avem o administrație bună, o administrație care a dezvoltat orașul și o administrație eficientă pentru romașcani. Și probabil de acolo vor fi un joc, mă gândesc și sper să nu fie așa, dar mă poate duce minte că poate să fie un joc rău intenționat în care să sabotezi Romanul și administrația locală din Roman pentru a crea nemulțumire. Dar nemulțumirea romașcanilor trebuie explicată clar și corect, trebuie să se îndrepte spre APA Serv și Consiliul Județean, nu spre Primăria Roman, care a făcut, din punctul meu de vedere și știu de la domnul primar, tot ce a stat în putere pentru a gestiona corect și în favoarea romașcanilor această problemă. Și vom face un CJSU, dar
Răspunsul este da, în cea mai scurtă perioadă. Noi avem un comitet județean de situații de urgență care va avea loc mâine în palatul administrativ de la Piatra, pentru că este convocat deja de luni pentru pregătirea de iarnă, dar vom atinge și subiectul apei de la Roman, iar ulterior, în funcție de cum decurg lucrurile tehnice și ce informații primim de la specialiști și în funcție și de consultările cu domnul primar Micu, vom face la Roman un comitet județean de situații de urgență. Să știți că asta e o cerință pe care domnul primar a avut-o imediat de la instalare. Domnule, trebuie rezolvată problema apei, convocați un CJS-ul domnul prefect la Roman pentru a găsi soluțiile tehnice, pentru că eu la nivel de administrație am făcut tot ce mi-a stat în putere, mă depășesc aceste lucruri, nu mi-aparțin, trebuie cei de la Piatra să le rezolve. Și dacă se convocă și nu se aflăcă soluțiile care se găsesc? CJSU dă o hotărâre de comitet județean de situații de urgență. Hotărârea respectivă o semnează prefectul județului, care e comandantul CJSU, și se trimite la Ministerul Afacerilor Interne cu propunere de HG. Adică pe soluția tehnică identificată, aprobată, pentru că asta poate să fie o situație de urgență. Și dacă o luăm în calcul, ea intră într-o zonă a situațiilor de urgență. Faptul că 50.000 de locuitori ai Romanului sunt vitregiți și nu au apă curentă în casă, e o problemă și o situație de urgență. Nu e o situație de urgență un drum care mergi pe el 10 ani și tot se merge pe el, dar nu se dărâmă. Dar acolo e situație de urgență. Faptul că un municipiu, al doilea cel mai mare din județul Neamț, nu are apă, asta e o situație reală de urgență. Și soluția pe care o vom identifica tehnic, eu nu știu să vă spun, dar tehnic, sigur trebuie să existe soluții, vom face ca hotărârea să fie proiect de HG la Guvernul României și probabil se pot găsi fonduri de ministerul din fondul de rezervă a primului ministru sau de la Ministerul de Finanțe pentru a se găsi soluția corectă și o investiție pentru că această problemă să fie rezolvată la stația de captare. Plus, apa servu are un mare rol pentru că trebuie să se rezolve problema pierderilor pe care le au pe rețea, undeva la 50% din apa din Roman, înțeleg că se pierde pe rețeaua lui apa servu. Acolo apa servu ar trebui să vină pentru anul viitor cu un proiect în și o alocare bugetară pe zona de a-și reface rețelele de apă și canal din Roman, care sunt vechi și au pierderi de aproximativ 50%. În condiții normale, cineva ar fi trebuit să-și asume răspunderea și să plece, pentru că este incapabil să conducă o instituție județeană și cineva superior lui ar fi trebuit să-i ceară demisia până acum, pentru că situația trenează de atâta timp și nu s-au luat măsuri. Știa că trebuie investit, știa că sunt probleme la captare, știa că sunt probleme de secetă, dar totuși nu s-a intervenit. Și nimeni nu spune nimic, să-i spună, du-te acasă că nu poți. Eu consider că problema vine de la apa serv și o să avem discuții în zona asta, în viitorul extrem de apropiat. Aș vrea să ne întoarcem un pic la faptul că a zis despre aceste puncte care se deschide la Roman pentru permise și matriculări. Nu, am zis că facem, am zis că domnul primar mi-a solicitat intenție, acest lucru, este binevenit, acum trebuie să găsim și soluția legală la Ministerul Afacerilor Interne și alocarea bugetară. Pentru că deschiderea unui nou punct la Roman înseamnă un spațiu locativ, îl pune primăria la dispoziție, probabil cu titlu gratuit, mă gândesc, dar ai utilități, ai un număr de angajați pe care trebuie să-i aduci, să-ți mărești schema de personal și atunci trebuie pe partea de... Pentru că administrația locală pentru punctul Vamar face, cred că sunt 5-6 zile de peste continuare. Nu mai bine digitalizăm? Păi poate domnul primar a bătut la ușă închise. Nu mai bine digitalizăm la nivel național aceste servicii? În așa fel încât să intrăm și noi în 2019, să putem și noi să facem 2020. Calculatorul, măcar în 2019 să rămânem, tot ar fi bine, dar nu suntem. Aici cred că vă spune domnul Lucian că mi-a povestit o chestie foarte frumoasă și eficientă. Și în fața calculatorului sau de pe smartphone, că toți avem acum acces la internet și de ce nu se face o propunere... Acum aveți posibilitatea să spuneți ministrul de resort. Să știți că, o să lăs pe Lucian imediat, smartphone-ul și calculatorul funcționează foarte bine și suntem în era digitalizării și a utilizării, să spun, a calculatoarelor sau a mijloacelor moderne. Sunt și foarte mulți oameni care cu greu sunt adaptați să completeze sau să intre doar în sistem electronic să-și rezolve lucrurile. Tranziția aceasta se va face în câțiva ani și dacă tot nu sunt... E important, din punctul meu de vedere, e important să ai și birou. La pașaport este obligatoriu birou, la permise matriculări auto trebuie obligatoriu birou. Sunt multe țări în care îți faci poza pentru pașaport în fața calculatorului.
Aici vă poate spune domnul primar, păi nu, vă poate spune mai bine că... Eu nu vă spun și de fapt știți foarte bine dumneavoastră de prezentații mass media, am fost într-o vizită oficială cu delegația Asociației Municipiilor din România în Estonia, cea mai digitalizată țară, practic acolo 98% din populația Estoniei are carte de identitate electronică. Și, practic, în baza cărții de identitate pot face toate tranzacțiile, mai puțin două tipuri de operațiuni online. Nu poți să te căsătorești online și nu poți să transferi proprietăți imobiliare online. Pentru că aceste lucruri presupun un acord de voință în prezența unor martori și așa mai departe. Restul, într-adevăr, toate celelalte operațiuni se pot face online. 95% din plățile din Estonia se fac online, evaziune fiscală zero și așa mai departe. Sigur, nu trebuie să ascundem faptul că Estonia a început aceste demersuri din anul 1994. Ceea ce se întâmplă la noi în România, cel puțin la nivelul autorităților publice locale, există un interes pentru a dezvolta aceste servicii online. Așa cum știți și noi la Roman, avem câștigat un proiect cu finanțare europeană pentru digitalizarea întregii activități din primăria municipiului Roman, astfel încât cetățenii care vor dori, pe lângă platforma proprie de plăți, vor putea să solicite și să obțină online chiar și documentele, diverse documente, pe comercial, birou de urbanism, taxe și impozite locale și așa mai departe. Deci, la nivelul autorităților publice locale există o astfel de preocupare. Din păcate, însă, nu vă ascund faptul că la nivel guvernamental a existat o reticență foarte mare în ceea ce privește ministerele de resort. Sunt anumite documente care, deși sunt anumite instituții, inclusiv Oficiul de Cadastru, care deliberează online extrase de carte funciară, extrase de informare, sunt anumite instituții ale statului, instituții guvernamentale, care nu recunosc aceste formate de documente cu semnătură electronică. Din cunoștințele pe care le am în momentul de față, știu că există chiar o competiție între două ministere importante ale României, Ministerul Lucrărilor Publice și Ministerul de Finanțe, pentru a obține semnături electronice pentru toți salariații din ministere care au atribuții în sensul de semnătură și de eliberare documente, astfel încât încetul cu încetul și la nivelul ministerilor să existe această debirocratizare a activității. Competențele prefectului în cazul de față e clar că sunt limitate, el se supune doar măsurilor luate la nivel ministerial și sigur eu sunt convins că un guvern cu o viziune îndreptată spre era digitală în care ne aflăm poate duce la creșterea calității vieții și din acest punct de vedere, însă o să vedeți și o să fiți surprinși multe persoane care vor dori în continuare să meargă și pe sistemul vechi, pur și pentru faptul de a mai socializa, se mai întâlnește cu alte persoane și mai schimbă impresii. Dar e clar că, cel puțin pentru zona aceasta a oamenilor de afacere, a oamenilor tineri, oamenii care au activități și care au servicii, se pot rezolva foarte multe și în sistem electronic și sunt convins că odată ce există o decizie și o dorință guvernamentală în acest sens, aceste lucruri se vor întâmpla.